Ia să vă auzim, domnul Atanasiu, ce credeți dumneavoastră despre cartea lui Mai Moțățeanu? Doamna Moțățeanu și-a schimbat opinie despre mine. Doleanțe, adică din pozitivul negativ. Doamna Moțățeanu este o doamnă. Eu toată viața mea am făcut ce au făcut femeile, de asta m-a așteptat. Și acum o să fac în continuare, o să merg pe aceeași linie, sobru, până la capăt, sobru. Mă scuz, Doina, că stau în spate. Doamna, de când doi am poziția asta? De asta așteptam. De asta mi-a lăsat niciodată. Ce vreau să... Stai să mă departez, domnul, puțin. Faza bună trece, nu râde, eu încep să fac. Deci, ce frumos să... Înainte de doamna Moțățeanu, trebuie să spun ceva. Scuzați-mă. Ce frumos să... Ion și Ștefan lângă doamna Panța, parcă dânsa este Laura și Ion și Ștefan e Petrarca. Așa, întorcându-mă la doamna Moțățeanu, dânsa mi-a spus data trecută că e nemulțumită de mediul felul cum o comentez, adică că n-am înțeles profunzimile ideilor dumnei. Și acum, și m-am supărat, am spus că, în general, scriitorii nu prea te încontrează, mai ales pe un om relativ dificil, nu prea încontrează în felul cum l-a interpretat. Acum vreau să fac avut dreptate. Acum mi-a pus altă toleanță și mai draconică. Tăiați în carne vie. O să facem. Dar o să facem cu prudență. Doamna Moțățeanu este un scriitor care ar trebui recitit. E un scriitor dificil. Am scris o prefață la o cafeceinăria de la miezul nopții și acum mi-a părut foarte superficială prefață. La altă carte am spus câteva cuvinte, Seneca, și mi s-a părut, și amintindu-mi ce am spus, mi s-a părut că trebuia să rotunjesc într-un fel. E un scriitor dificil pentru că își intitulează prozele fantastic și pinge cititorul pe o pistă. Trebuie să găsești fantasticul. În moment ce ți se spune că este vorba de literatură fantastică, trebuie să afli boala, din moment ce ți se... sau să afli, exact cum un diagnostician trebuie să găsească boala care îi se spune, sau să găsești un anume element, afli, mergi cu, cum să zic, să pipăi sub pământ, dacă există un fier sau aur, și trebuie să găsești aur. Deci trebuie să găsești fantasticul. Bine, din cauza asta, o lectură a rebur, o lectură în răspăr, cum ar fi zis Fitzmans, ești înclinat să o faci. Totuși, aici e vorba de o scriitoare a cărei poetică, adică program literar, este încarnat în operă și e bine să privești mai cu atenție ce vrea, pentru ca să găsești, să te exprimi, să ai o interpretare cât de cât adecvată. Deci este chiar vorba de literatură fantastică, dar literatură fantastică de un fel anume. Nimic nu se întâmplă fantastic. Nimic nu se întâmplă în ordinea fantasticului, în felul cum l-a văzut Edgar Allan Poe, care este cel care pune bazele genului. Adică nimic nu este în ordinea unei alte realități. Totul este în cadrul acestei realități. Este un fantastic al percepției, nu un fantastic al materiei. Un fantastic nu al obiectului, ci al viziunii. Și am să fac niște considerații generale despre această literatură, pentru că, ca să nu greșesc, am să vorbesc câteva aspecte generale ca o să le iau în vedere. Deocamdată, literatura doamnei Moțățeanu are o amprentă fantastică pentru că parcă vorbește de altă lume. De o lume care există, dar există, deși e făcută din oameni de pe aici, de pe pământ, din viață de întâlnit, în viața noastră de toate zilele, parcă vorbește de oameni de pe o altă planetă, de pe o planetă posibilă, de pe o lume pe care nu am găsit-o niciodată și nu este din teritoriul științific-o fantasticului. Adică o lume care ne dăm noi cu părerea că a existat. Îi punem două coarne în cap și zicem că e clingonian. Sau îi punem noi de altă chestie și este de pe altă planetă. Sau îi punem
un cap mai, mai mare la porc cu corpul și zicem că este extraterestru clasic. Asta au niște exemple la întâmplare. Nu, este un fantastic prin faptul cum lumea de aici devine lume de pe altă planetă. De pe, de parcă de pe un teren arid, de pe Marte, dar ce vorbesc de Marte? De pe o planetă dintr-o altă galaxie, de pe o planetă încă nedescoperită, dar care ea pe undeva există. Ne zunză la ureche că această planetă există, în care există aceste clone ale unor indivizi de pe Pământ. Exact, s-a și spus că există, fiecare avem semenii noștri într-un alt univers, care ar fi paralel. Parcă aceste clone sunt, deși se vorbește despre o lume de pe Pământ, aceste clone sunt puse în funcțiune. Nu cei de pe aici, de aici, de pe Terra. Nu există această ceainărie, are toate datele de a fi, din prima cărticică care am citit-o și pe care am, i-am făcut un maricare comentarii. Nu această ceainărie există. Nu. Nu. Vă rog, doamne. Știți că Creangă avea o vorbă, că iubite cititorile, dacă nu-ți place, citește și ce am spus eu sau ce spun eu, dacă nu-ți place prostiile care spun, dă-mi a da altele la iveală, mult mai serioase. Așa. Deci, este un în ceineria asta sunt niște oameni de pe Pământ, dar sunt tipos de pe eurile lor paralele din altă parte. Cu cât să dau mai multe, foarte interesant, cu cât să dau mai multe detalii concrete, realiste, a unor ființe în carne și oase, a unor realități în fale, să dau niște aspecte a unor psihologii cât de cât de realiste, a unei tinere sau unei doamne isterizate, disprețuitoare, dar și dependentă de niște mătuși în Seneca. Cu cât să dau, mai, să dau aici, în volumul acesta, se vorbește despre un fel de bloc de locuință. Este foarte interesant, ca într-un univers din ăla, dintr-o locuință, din crimă și pedeapsa lui Dostoievski, în care erau diverse umanități. La un moment dat apare că au un fel de frate. Și nu-i plecați de aici, e imposibil să ieșiți că sunteți descuți. Așa cum unul dintre orătănile umane din acea conglomerat de locuințe din Petersburgul Dostoievski se spune, domnule, nu ieșiți, domnule, ești doar cu, n-ai decât halatul pe dumneata. Așa stă. Ei, dar aici, în timp ce la Dostoievski este pregătită o lume care să explodeze într-o avalanșă în care fantasticul este în cadrul psihicului nostru, aici nu e psihic, nu e vorba un fantastic a psihicului, este un fantastic a unui univers coerent cu totul, aparte. Deci, personajele astea, cum zic, așa ceva, cum zicea Marin Preda despre căsitranul român, despre girafă, așa ceva nu există. Îți vine să spui că această lume nu există pentru că nu o știi. Toată umanitatea aia care foșgăiește în toate direcțiile și pe care a citit-o Doina Ghițescu i-a dat o interpretare, totdeauna când interpretează cineva ceva, exact ca și o traducere, traditori, adică când interpretează ceva, punctează în sensul propriu specific. Nu putea să pune ea decât un accent spre pitoresc, spre pitorescul realismului. Nu, este un ceva mult mai altfel decât pitorescul. Este un fel de amalgam între pitoresc, coșmaresc, real și ireal și un ireal complet a unei realități pe care, la care doar scriitoarea are acces. Chiar dacă este vorba de, într-o a doua povestire de aici, e vorba de cineva care e un ofițer la poliția capitală, îl pupă pe cineva pe obraz, în felul cum îl pupă, parcă nu este o pupătură de pe Pământ. Este ceva care se petrece tot așa în hăurile cosmosului, undeva există acea planetă, care o fi auzit și ea de noi, care suntem și noi în hăurile cosmosului pentru ei. Sau, în sfârșit, când o călătorie se vorbește de Roma, de mers de un mers visat, de un mers visat la Roma, dar iarăși te întorci, parcă nu este orașul care oricum e la
câte la 2000 de kilometri de aici, mare oraș, este, nu mai este punctul de unde izvorăște poporul român, ci este tot așa o capitală ilustră, visată, dorită. Am spus trei niște generalități despre scriitoare pe care dacă o citesc a doua oară și o citesc serios, e posibil să spun niște lucruri chiar substanțiale.